Eu am să vorbesc cu cele două directoare, cele patru directoare. O să vă dăm cu programul școlar, cu curicula școlară, să vedeți ce pregătim noi acolo, ce facem. Și dacă aveți copii pe acest profil, vedem care e legislația, nu cunosc, se dă concurs, se selectează de către dumneavoastră, se trimite, să putem avea și copii din Ialoveni, copii buni. Și e un prim pas. Deci eu vă trimit legislația românească, dumneavoastră căutați, anul școlar 2012-2013 să avem, mi-aș dori măcar 10 copii din Ialoveni, pentru că nu avem internat. Copiii din Moldova stau la internat la noi. Și ar fi un lucru foarte, foarte bun și util. Primii pași. Și dacă facem asta, vă spun, ajungem și la muncă. Și atunci vedem care e mirele și mireasa domnului. Dumneavoastră mi-a ridicat o întrebare foarte bună pentru colegii noștri aici. Nu mă vreau să spun mai încheiere ceva. Succes la alegeri. Da, mulțumesc frumos. Pe 2012 aveți alegeri. Și dacă dumneavoastră câștigați, înseamnă că ce spune Samoia, înseamnă că ați fi efectuate în viață. Succes, părinte! Mulțumesc, domnul primar. Eu voi face tot ce ține de mine să fiu primar. În cartea vieții mele scrie, dacă voi fi într-al doilea mandat sau nu, aștept să pot da pagina să citesc. Eu fac tot ce trebuie ca să fiu încă o dată primar. Cu credința în Dumnezeu și cu ajutorul oamenilor, că Dumnezeu lucrează prin oameni, eu cred că voi fi tot acolo. Dar v-am spus, cartea vieții mele scrise, că la fiecare parte așteptăm timpul să dăm voia să o citim. Vă mulțumesc!